Prețurile îngrășămintelor de pe piața din România ating cote alarmante, în contextul în care producția autohtonă nu pare că se va relua prea curând. Deși Uniunea Europeană a anunțat anumite măsuri de sprijin pentru a combate efectele acestei crize, fermierii consideră că sumele puse la bătaie de europeni sunt mult prea mici pentru a produce un efect real în piață. Fermierul Aurel Pan a prezentat în emisiunea Agricultura la Raport o listă la zi a prețurilor îngrășămintelor. Știți că am mai spus în această emisiune, după care am văzut că și primul ministru al Poloniei a cerut o subvenție sau, mă rog, s-a adresat Uniunii Europene în care să spună că e momentul ca Uniunea Europeană să aloce o sumă sub diverse forme, nu știu care, ca să compenseze diferența de preț la îngrășăminte. Și pot să vorbesc concret, astăzi am niște prețuri, dacă pot să spun fără să pun nume comerciale. De exemplu, la triplu 15 din Rusia, producție Rusia, este 4.150 de lei plus TVA, 7.21.21, 4% sulf din Serbia, deci țări în afara Uniunii Europene, 4.350 de lei plus TVA pe piața din România, triplu 15 Borealis din Austria, 4.350 de lei plus TVA, monoamoniu fosfat 18460, produs în Maroc, 5.050 de lei plus TVA. Deci astea sunt prețuri de astăzi. Vedeți în imagine cum arată grâul din sudul României. Umiditatea. O să discutăm și despre cum arată... Da, atunci o să continui cu subiectul pe care l-am ridicat. Deci cred că este extrem de important ca Uniunea Europeană să ne ajute, să ajute fermierii români cu o compensație a prețului la îngrășăminte și la motorină. 2. Ar trebui să se întâmple ceva cu fabricile de îngrășăminte din România care sunt energofage și care nu pot să producă, pentru că indiferent la ce costuri s-ar produce în afara României, tot sunt mai mari, deci nu putem să avem îngrășăminte din import la prețuri care să satisfacă nevoile fermierii români. Și atunci mă întreb dacă nu poate fi suplimentată această sumă de 50 de milioane, adică dacă permite Uniunea Europeană ca România să aloce mai mult. Și doi, ar fi fost poate cel mai indicat în momentul ăsta dacă exista o posibilitate ca un fond de garantare să garanteze un credit și care ar fi fost soluția. Adică nu este o subvenție, dar e nevoie de o garanție. Sunt fermieri care nu sunt bancabili sau care au acces greu la finanțare. Și așa cum APIA eliberează o adeverință și toți fermierii se bat pe ea, dar și toate băncile din România, poate ar fi fost momentul să găsim o soluție în care să acordăm un credit.